Sunt anunțate temperaturi de vară astăzi, dar și în zilele următoare, în toată țara. De la mijlocul săptămânii viitoare, însă, meteorologii spun că vremea se va răci semnificativ. Alina Șerban, colega mea meteorologă ANM, este alături de mine cu prognoza actualizată. Alina, temperaturi de până la 29 de grade Celsius astăzi, la fel de bine și de cald va fi și în zilele următoare. Care e prognoza pentru perioada următoare? Bun găsit tuturor! Da, ne regăsim sub incidența unei mase de aer cald cu caracteristici tropicale care determină temperaturi cu mult mai ridicate decât în mod normal a avea la această dată. Chiar dacă acestea vor mai varia de la o zi la cealaltă, putem spune că până la începutul săptămânii viitoare vom avea temperaturi de vară, temperaturi maxime ce vor atinge 27-28 de grade, astăzi în partea de vest a teritoriului, mâine în partea sudică, sâmbătă, duminică, se mai răcește puțin în nord și în nord-est, dar vom avea în continuare temperaturi maxime între 20 și 25-26 de grade, iar semnalele la momentul acesta sunt că luni va fi foarte cald, în mod deosebit în sudul țării, acolo unde este foarte probabil să se înregistreze temperaturi maxime în jurul a 30 de grade. În condițiile în care de marți o masă de aer rece va traversa teritoriul țării noastre și va determina pe de o parte scăderea valorilor termice, pe de altă parte apariția precipitațiilor, care foarte probabil vor fi însemnate cantitativ, foarte probabil vor fi manifestări de vară cu averse și descărcări electrice și în condițiile în care avem o masă de aer foarte rece, precipitațiile în zonele montane se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Astfel încât dacă săptămâna aceasta vorbim de vreme cu mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, la mijlocul săptămânii viitoare este foarte probabil să vorbim de vreme mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Cu atât mai mult cu cât până luni vremea va fi frumoasă în toată țara, ploi slabe vor apărea cu totul izolat în zonele montane și foarte probabil în noaptea de vineri spre sâmbătă și în partea de sud a teritoriului, dar, repet, cu totul izolat.